Iar dacă excludem zborul București-New York de ieri, ultimul zbor a avut loc în urmă cu 20 de ani. Dumitru Oprișiu a fost comandantul Tarom care a efectuat acel zbor și este acum în legătură directă cu noi la B1 TV. Bună ziua, domnule Oprișiu, vă mulțumim foarte mult! Bună ziua, cu mare drag, vă ascult! Ce vă amintiți de la ultimul zbor al dumneavoastră București-New York în calitate de comandant al acelei curse Tarom? Păi să vă dau două, trei repere așa, a fost pe data, deci zborul a fost pe data de 19 noiembrie 2003, am deculat la, după carnetul de zbor înregistrat 9:59 din București și am aterizat după 10 ore 22 de minute la New York, deci ora 20 și 21 de minute local, adică ora Bucureștiului, da? Avionul a fost aproape plină de pasageri, erau ultimii pasagerii, clienții aeroportului care mergeau spre New York și probabil a întors cei care veneau din state spre București. Păi, ce pot să vă spun? Sunt niște amintiri care nu prea mi-au făcut plăcere, nu-mi face plăcere să le aduc în față, dar asta e viața. De obicei, o cursă de asta de 10 ore de New York era o cursă destul de relaxantă. Mai discutam cu colegii, cu echipajul de cabină, era 10 ore, nu știai când trec. De data asta a fost o liniște totală, nimeni nu era în apele lui. Singurul sentiment pe care îl aveau oamenii, resemnare și dispreț față de cei care au decis decimarea companiei. Vă dați seama, după 30 de ani de zile să-ți bagi joc și să închei cu o cursă pe la care au muncit atâția și atâția oameni, începând de la piloți până la ultimul om din companie, a fost destul de dureros. Cu ea s-a încheiat și cursele de lung curier care se făceau spre state, spre Chicago, spre Montreal și spre Orient. Dacă vă puteți închipi, a fost perioada când Tarom opera de la Singapore la New York, da? Sau la Chicago. Deci cam pe... Eram în lumea bună a aviației, asta vreți să spuneți. Eram în lumea bună a aviației, era o companie respectabilă, rezultatele companiei în materie de siguranță erau printre cele, nu cele, dar printre cele mai bune și pe unde mergeam, cei care întâlneam, cei cu care ne întâlneam din alte companii ne salutau cu foarte mult respect. Înțelegeți? Era o emblemă a țării, a României, la urma urmei, care era cunoscută în toată lumea. E, uite, din păcate, asta a ajuns pe mâna unor incompetenți, unor, cum să zic, nu zic trădători, dar incompetenți, oameni care pentru mai nimic s-au pretat la lucruri murdare și, de ce să nu spun, și multă prostie, da? Care a dus la dezastru pe care îl știți și care vedeți ce înseamnă în ziua de azi Tarom. Bine, s-au pierdut curse, s-au pierdut relații multe, dar poate cea mai mare pierdere a fost capitalul uman. Da? Eu am zburat 13 ani în golf la Qatar Airways. M-am întâlnit acolo cu foarte mulți piloți care au venit și de la Tarom, au venit acum de la defunctul, asta zi, Blue Air, care a dat faliment. Niște oameni minunați, piloți bine pregătiți, îs apreciați. Eu mai țin legătura cu foști colegi de acolo și toți au numai cuvinte de laudă despre tinerii piloți români care s-au dus acolo. Aceleași cuvinte de laudă le-au și despre ingineri. Adică vreau să vă spun, îmi scapă numele acum, îmi cer scuze, unul dintre inginerii de la Tarom ajunsese până în managementul înalt al departamentului tehnic al lui Qatar Airways, care au vreo 260 de aparate, deci vă dați seama ce muncă e acolo. Oameni foarte bine pregătiți. La fel și însoțitorii de bord. Am avut și cei de la Seoul, care se ocupau cu check-in-ul, deci din toate departamentele au migrat spre zona Golfului, da. Și acum, o mare pierdere. Domnule Oprișiu, suntem curioși. Ce presupune un astfel de zbor transatlantic? O durată, în cazul dumneavoastră, 10 ore și ceva, 20 de minute. Da. În ziua de astăzi se efectuează în mai puțin timp sau tot cam așa?
Nu, în ziua de azi se efectuează în timp mai scurt, fiindcă sunt avioane mai moderne care au viteze de croazieră mult mai mari decât avea Airbus-ul 310. Deci, da, timpul s-a scurtat, avioanele sunt mai performante, consumul e mai redus, capacitatea e mai mare. Ori la ora actuală, la ora acea oră, dacă Tarom ar fi înlocuit acel 310, care nu mai corespundea, da, cred că în ziua de azi ar fi fost mult, mult, mult departe. Dar am ales să bindem totul pe nimic. Da? În final le-au reparat Airbus-urile zicând că vor deschide, n-au mai deschis și le-au vândut pe niciun sfert din prețul cu care le-au reparat. Ce poți să crezi din toată treaba asta? Bag eu stat bani mulți ca să le vând la un privat pe zi pe un preț mic? Dați dumneavoastră răspunsul că nu cred că e greu de dat. Da, ce să zic? Am auzit că cei de la High Sky au început cursa. Bine, sunt multe întrebări la care eu mi le pun și n-aș vrea să nu discutăm acum, că nu-i momentul, le țin pentru mine, am discutat cu cunoștințe. Mi se pare ceva așa, dar bun, în primul rând îi felicit și mă bucur pentru faptul că se reiau cursele cu Statele Unite și le doresc succes din toată inima. Da? Vreau să vă mai întreb, ce înseamnă acest salut al tunurilor de apă de care s-a vorbit? Da, e un de bine ați venit, un fel de botez pentru prima cursă, când cineva vine prin un aeroport nou și așa mai departe. Nu știu, e o chestie mai nouă. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată când am operat destinații noi să fiu întâmpinat cu așa ceva, dar da, dacă asta e moda, în ziua de azi, vedeți, apar tot felul de obiceiuri care în trecut nu se țineau cont de ele. Da, asta e, nu le comentez. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal și pentru detaliile pe care ni le-ați adus.